Tudorel Toader pune la încercare nervii românilor. Nu a publicat azi mult așteptatul document din care se rezulte că Augustin Lazar ar fi clasat un dosar al lui Claus Iohannis. În schimb, ministrul justiției a pasat altcuiva responsabilitatea divulgării documentului. Solicit pe această cale Consiliului Superior al Magistraturii să confirme sau să infirme, cu date și fapte, aspectele identificate în evaluarea documentelor din copia după dosarul care a stat la baza numirii domnului Augustin Lazar, în funcție de procuror general al parchetului de pe lângă în Înalta Curte de Casație și Justiție. În același timp, în condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că sunt întrunite condițiile legale pentru a face publice documentele transmise, îmi exprim acordul în acest sens. A transmis Ministrul Justiției într-un comunicat de presă. Săptămâna trecută, Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului general Augustin Lazar. Ministrul Justiției a lansat atunci mai multe acuzații la adresa lui Lazar într-un raport de evaluare cu 20 de una dintre principalele acuzații se referă la faptul că Augustine Lazar ar fi clasat un dosar care îl viza pe Claus Iohannis și ar fi ascuns ulterior rezoluția respectivă în mapa de candidatură.